Hristos a înălțat. Onorată asistență, are loc întâmpinarea persoanelor oficiale. Primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu. Doamna senator Cristina Dragnea Bravo. Prefectul județului Bacău, Claudiu Mișcan. Vicepreședintele Consiliului Județean, Geru Pastin. Înainte de a începe ceremonialul religios, aș dori să ținem un scurt moment de reculegere în cinstea eroilor căzuți la datorie. Vă mulțumesc! Se intonează instrumental imnul național de către garnizoara militară Bacău. Urmează un scurt ceremonial religios, slujbă de pomenire a eroilor neamului oficiată de către un sobor de preoți. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru scumpire. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem, vă rog frumos, împreună. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul
pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Ceea ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le nivelisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor greșeala cea de voie și cea fără de voie. Lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cere. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Și a tot trupul care călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul,
ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi ai patriei noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu sfină Ție odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Evanghelist Marcu, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte, să Domnul către ucenicii Săi. Aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic, oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ce va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte le cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunăvoia unea născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruință și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni. Pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc o semintele lor, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, desleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat
și calea vieții bine am săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptului judecător, dăruiește-le în schimb cu luna dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind făptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pe tutineni, pe conducătorii noștri și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, ostași români căzuți pe câmpuri de luptă pentru apărarea și bunăstarea țării noastre, șelefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică și al Sfântului Duh. Amin. Distins doamnă senator, președinte ales al Consiliului Județean Bacău, distins domnule prefect al județului Bacău, distins domnule primar, distins domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, distins consilieri locali, membri ai aparatului administrativ, doamnelor și domnilor, în încheierea ceremonialului religios, dați-mi voie ca exact într-un minut să vă aduc la cunoștință mesajul în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu ocazia Zilei Eroilor. Jertfa eroilor, darul oferit lui Dumnezeu pentru libertatea și demnitatea neamului omenesc. În ziua de sărbătoare a înălțării Domnului la Cer, prin solemnitățile militare și religioase desfășurate în întreaga țară, noi comemorăm pe eroii ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea și spiritualitatea neamului și înțelegem că sacrificiul lor este un scut care o protejește această națiune, că mormintele lor păzesc granițele patriei, iar sângele lor udă permanent arborile libertății noastre. Eroii sunt un simbol al luptei pentru libertatea, al speranței într-o viață demnă, al visului pentru care merită să lupți până la jertfa supremă. Jertfa eroilor este darul oferit lui Dumnezeu pentru libertatea și demnitatea neamului omenesc. Un tezaur pe care nu-l vom putea evalua decât prețuind cu responsabilitate drepturile și libertățile de care beneficiem astăzi. Pentru românii de pretutindeni, sărbătoarea de astăzi rămâne un prilej de angajament solemn în fața lui Dumnezeu că vor apăra identitatea spirituală și națională a poporului român și vor rămâne cu recunoștință în aceeași unitate pentru care peste 1 milion de soldați s-au jertfit în cele două conflagrații mondiale.
Din dorința de a arăta că sacrificiul fiecărui soldat căzut la datorie are o valoare unică, de mare importanță pentru neam, în toate sfintele lăcașuri din eparhia Romanului și Bacăului au fost pomenite astăzi, în cadrul unor ceremonii solemne, numele glorioase ale eroilor încrustate în piatră, pe frontispiciile monumentelor ce reprezintă oglinda conștiinței noastre naționale. Semnează în al preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Îl invit alături de mine pe primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu, pentru o scurtă locuțiune cu ocazia acestui eveniment important. Hristos s-a înălțat! Comemorăm astăzi ziua eroilor, eroi care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi liberi și în demnitate. Nu ne rămâne decât să nu uităm, să-i cinstim și să ne rugăm la Dumnezeu pentru sufletele lor. Dumnezeu să ierte! Urmează ceremonialul depunerii de coroane. Vor depune coroane în cadrul oficial Primăria Municipiului Onești. Se pregătește Senatul României, Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Bacău.
Protectoratul Județean pentru situații de urgență. Thank you.
Ministerului de Interne. Se pregătesc instituțiile de învățământ, Liceul Pedagogic Dacia Onești. Thank you.
Mulțumim de participare tuturor!